Ziua Bucovinei a fost marcată de o serie de acțiuni. Momentul emoționant a fost ședința solemnă organizată la Palatul Administrativ, unde au participat primari, șefi de instituții, parlamentari, dar și invitați de peste hotare. După ședința solemnă, toți cei prezenți au depus coroane de flori la bustul marelui om politic, Iancu Flondor. Școala militară de suboficieri de jandarmi, peturari și colticeni. Serviciul teritorial al poliției.